Duminica Ortodoxiei a fost sărbătorită și în Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei. Potrivit unei vechi tradiții, preasfințitul părinte episcop Siluan a oficiat în această zi Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de clerici aparținând jurisdicțiilor ortodoxe din Ungaria. Gazda liturghiei interortodoxe a fost Biserica Noastră, slujba ținându-se în Capela Românească din Budapesta. Slujirea împreună a Sfintei Liturghii la Budapesta, în Duminica Ortodoxiei, de către reprezentanții celor 5 jurisdicții ortodoxe din Ungaria, română, sârbă, greacă, bulgară și maghiară, este o frumoasă tradiție care durează de mai bine de 12 ani, din vremea arhipăstoririi preasfințitului părinte Sofronie, care a inițiat-o și care din anul 2007 este episcopul Oradiei. Am dus mai departe această tradiție, care ne oferă întotdeauna prilej ca în Duminica Ortodoxiei să experimentăm din nou cu bucurie și să întărim comuniunea interortodoxă în Ungaria, care este o țară majoritar catolică și reformată. Între oficialitățile prezente la slujbă s-au numărat domnul ambasador Alexandru Victor Micula de la Budapesta și domnul consul general Florin Trandafir Vasiloni de la Jula. Anul acesta, slujirea noastră interortodoxă de la Budapesta parcă a fost și mai frumoasă, având în vedere că și la Constantinopol a fost exprimată la cel mai înalt nivel comuniunea frățească interortodoxă prin coliturghisirea tuturor întâi stătătorilor bisericilor ortodoxe autocefale surori sub protia sanctității sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Întrucât la slujbă nu au participat numai români, anumite părți din Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică, rugăciunea Tatăl Nostru, dar și ecteniile, au fost rostite și în limbile maghiară și sârbă. Și aici s-a dat citire pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Noastre la Duminica Ortodoxiei, pe parcursul slujbei copiii prezenți, ținând icoane în mâini.